Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Salut, mulțumesc, mulțumesc. Salut, eu vreau să vă spun că sunt foarte panicat când mă duc la dentist și de fiecare dată încerc să fac o glumă ca să mai detensionez atmosfera. Și așa tare am râs ultima dată de 600 de lei. Sabo. Sabo? Da. La fiecare control anual la care mă duc îmi găsește 6 cari noi, parcă avem un contract făcut. Și stomatologul mi-a recomandat mai multe obiecte pentru igiena mea orală de acasă. Și acum am periuță electrică, apă de gură, ață dentară, periuțe interdentare și mai nou mi-a dat și un duș bucal. Dacă mai iau un scaun și o albinuță, pot să-mi deschid cabinet acasă. Și am văzut acum că stomatologii au metode mai noi de a lucra, că îți bagă foarte multe obiecte în gură. Că mă duc acolo, mă pune pe scaun și începe să-mi bage albinuța, îmi bagă tubul ăla care îmi extrage saliva. Mi-a pus aici un cârlig pe care n-avea unde să-l pune și era așa ca un pește pe acolo și mă trăgea prin salon. Îți bagă și o bucată de vată pe care ți-o îndeasă către creier, de obicei și uite să-ți o scoată. Și mă duc panicat acasă că am ceva în gură. Cea mai nouă chestie pe care am văzut-o e că îți pune o bucată de cauciuc peste gură ca să poată el lucra mai ușor. Mi se pare că se întâmplă ca la jocul ăla, ce încape într-o valiză. Ia, să băgăm și asta în gura lui Paul. Ar merge un sutien, ar fi perfect. Hai, îndeasă-l acolo, că e ok. Ar fi culmea să mai pierd o dată la mine. Și mi-a verificat doctorul ăsta și fiecare dinte în parte și dicta asistentului. Și era 1-1 carie, 1-2 tartru, 1-3 spațiu și era și o gol 3 plus pe Manchester. Mi-au verificat și mușcătura, că îți dă o foiță mică pe care s-o muși și dacă dinții bat unul peste altul ești ok, dacă nu îți pune aparat dentar. Îți scoate 4 măsele de minte, îți strică gura pentru 6 luni, că nu mai poți mânca, nu mai poți zâmbi, nu mai poți vorbi și îți ia 2000 de euro. Ca asta e rezolvarea lor. Și după aia, după ce îți dă jos aparatul dentar, trebuie să porți o gutieră pentru tot restul vieții noaptea, că dinții-ți proști, se duc la loc dacă nu îi ții. Am fost să-mi fac un detartraș, un airflow, adică să-mi curăț dinții, că mie mi se murdăresc în general în partea de jos și în partea stângă. Și am întrebat-o pe stomatologă de ce se întâmplă asta și mi-a zis că nu știu să mănânc. Și am dat asta, nu e un gest pe care îl faci în mod normal, adică e un automatism, te naște așa, adică cum aș fi ajuns aici fără să știu să mănânc? Ce dracu, să mă uit la tutoriale pe YouTube, cum să mănânc pe partea stângă, să nu mă certați? Și altă explicație a stomatologiei era că nu mă spăl corect pe dinți. Deci orice doar să mă facă pe mine prost. Îl mai vrei o dată? Da. Și am avut mai demult și o problemă la gât și am fost la ORL. Și mi-au zis că am reflux gastric. Ca să scap de asta, trebuia să iau vreo 5 medicamente și să țin regim. Și regimul consta în a nu mânca nimic prăjit, să nu mănânc sos de roșii, să nu mănânc murături, să nu mănânc citrice, să nu mănânc ciocolată, să nu beau, să dorm destul, să nu fiu stresat și să fac sport. Și am dat ceva pentru gât. Aveți că vreau să rezolv viața? Oh, it's a guy from the tank. Vreau să-mi scoateți flegmaia din gât, că atâta cred că am. Scoateți-o și trebuie să fiu ok. Ce dracu era să-mi spună? Păi să meditez în fiecare zi 5 minute, citește 30 de pagini și du-te la psiholog. Dar cu ce mă ajută psihologul la gât? A, păi cu nimic, dar te înveți cu c***urile care se întâmplă în viață, că se întâmplă după ce bătrânești. Cu chestia asta chiar sunt de acord, că mi se pare că cu cât o duc mai bine în viață, cu atât mi se degradează corpul mai tare. Cred că dacă o să am o mărire la serviciu, o să mă doară splina a doua zi. V-am mai zis și data trecută că nu văd cu ochiul drept. Eu cred că dacă aș sta în partea dreaptă a mașinii și bate soarele, nu mă deranjează. Dacă vreau să trec strada să mă uit stânga-dreapta, trebuie să fac o piruetă. Cred că dacă eram pe vremea spartanilor, ea nu făceau selecție naturală cu mine să mă arunce într-o groapă. Îmi spuneau, Paul, du-te drept. Și tot referitor la corpul meu problematic, mai de mult când eram mai mic și nu mă băgau femeile în seamă, mă gândeam că e din cauza că am sfârcurile prea mari. Nu umblam dezbrăcat, doar mă gândeam că e de la sfârcuri.
Sau că am un os un pic ieșit aici. Mă gândeam că dacă iau o femeie în brațe, o tai și moare iubirea vieții mele. Dacă vă gândiți vreodată că din cauza corpului nu aveți partener sau parteneră, să știți că nu e așa. Sunt oamenii ca un crotile care... Nu mă întrebați cum, că n-am văzut tot video-ul, dar... Și cu chestia asta optimistă vă las, mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, Paul, foarte bine! Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie!